Salutare! Astăzi o să fac o schimbare la filtrul meu extern, care sper să aibă rezultate bune. Este o pompă cu 3 nivele de filtrare și o să vă arăt ce am introdus în primele straturi de jos. Este vorba de un pietriș pomes care este de granulație 6-12 mm. Este o piatră foarte bună pentru acvariu, pentru filtrare. Și în primele straturi de jos o să adaug pietrișul, iar pe urmă, în ultimul strat de sus, o să fie cel de burete, care este destul de gros pentru filtrarea apei. Este un burete foarte bun pentru filtre externe și o să vă arăt cum în această găleată am limpezit mai întâi pietrișul pomes și bineînțeles o să-l mai limpezesc și aici la final. O să folosesc și un produs de la Masterline Puri pentru limpezirea apei, cristalizarea apei și o să folosesc pentru filtrarea acestui produs un ciorap de damă confiscat de la soția. Sper totuși să nu-l vadă și că l-am stricat. Și o să-l pun în primul rând. Primele două nivele de jos o să folosesc pietrișul. O să-l introduc acum, după cum îi filtru. Da, a ajuns la fund, îl fixăm. O să adaug și al doilea nivel. Și am folosit niște bureți lipicioși în exterior ca să nu permită apa să vină să tragă doar pe lângă el, să treacă prin pietriș. Și în ultimul rând, ultimul strat, o să pun buretele cu masterline-ul, bineînțeles, sus. O să le împing să se îmbine una în alta etajele de la filtru ca să nu am probleme la capac, la final. Și o să aranjez bine buretele ca să nu îmi permită tragerea apei prin alte părți, dar prin el. Și la final o să pun și am să desfac capacul de sigil și după cum se vede parcă ar fi ceva sare, dar e mult mai granulat. Nu se vede prea bine, dar o să-l vedem cum facem. De am ales ciorapul pentru că e foarte bun la să se întindă și o să introduc doar jumătate din flacon pentru că flaconul are 250 de mililitri și mie mi-ar trebui doar cam 100 de mililitri din el. O să pun mai puțin încă puțin și cred că ajunge. I-am făcut un nod la ciorap în partea de jos și o să-i fac încă un nod în partea de sus. O să-l las puțin mai larg
mai mult din ciorap pentru că să-mi permită să-l pot întinde în filtru, deși nu-i prea necesar, dar nu e neapărat obligatoriu, dar se poate face foarte bine să se întindă. Și o să-l limpezesc. Să limpezăm așa. Cu apă rece, bineînțeles. Zic că e suficient. O să le pun undeva sub el și ca să fie bine să pătrundă apa în el și să nu mă deranjeze la ultimul strat care trebuie să pun aia la pompă. O să lungez doar așa puțin. Ciorapul ăsta îmi permite să lungesc săculețul. Mă descurc un pic mai greu cu mâna. Așa că între cealaltă mână țin telefonul să-l filmez. Dar eu zic că e de ajuns. Așa cum e. Nu uitați că stă chiar bine sub el. Și o să fie chiar perfect. Punem garnitura la țeava de retur, adică tur, ei, căciatul ce intră în pompă. O să montez rotorul înapoi, l-am limpezit. Așa, lăsăm asta de sus, așa, o să-l băgăm. Perfect. După cum am zis că am o pompă externă, aqua pro de 1200, sunt mulțumit de ea, o am de ceva ani buni. Am avut câteva mici probleme cu ele, dar sunt minore. Din cauza mea erau că eu n-am respectat cum trebuie închizătorile și alea, dar a fost ceva minore. Bun. Rotorul s-a montat. Haideți că să vedem. Pentru că asta... Așa. Ușor, ușor, ușor. Până s-a cuplat. Bun. Da, am montat deja pompa, am pus-o în funcțiune. Am pus aici doi robineți pentru tur și retur, pentru reducerea presiunii. Și așa e rezultatul după câteva ore. Destul de limpede, foarte limpede. E foarte limpede.
Și o să vin cu un nou filmuleț în partea a doua. În partea a doua cu desfacerea filtrului și curățarea filtrului.